chiar fără cuvinte, greu de văzut așa ceva. Ia priviți, Doamne, Doamne, cum arată! Cam așa arată drumul de la Lupșa spre biserica scufundată de la Geamăna. Am ajuns și la lacul de decantare, unde în trecut se găsea satul Geamăna. Parcă cineva intenționat așteaptă să paradească toate astea ca să le vândă. Și asta e toxic, 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 toxicitate de jur împrejur. Conducta prin care vin deșeurile toxice. Biserica îngropată de la Geamăna. Uitați cât a mai rămas din biserică. Doar o mică porțiune din turlă. Am pornit de la Abruz spre Roșia Poieni, pe un drum care măsoară circa 11 km, dar arată destul de rău, cu multe șleauri. E un drum pietruit, un drum abrupt, în pantă. Problema este că dacă vă întâlniți cu o altă mașină, nu știu unde ar avea loc două mașini. După cum vedeți, e destul de abrupt. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie. Eu sunt George, iar astăzi mi-am propus să descoper Roșia Poieni, mai precis exploatarea minieră de la Roșia Poieni, dar și biserica îngropată de la Geamăna. Pentru început am plecat din Roșia Montană pe un drum destul de anevoios, un drum destul de greu. Am oprit undeva după ce am parcurs vreo 3 km aici, la această casă părăsită pe care vreau să vă arăt și vouă. Oamenii au plecat, oamenii au fost strămutați. Multă depopulare este cuvântul de ordine aici, în apropiere de Roșia Montană. Haideți să ne continuăm drumul spre Roșia Poieni să vedem ce găsim acolo, în locul unde se află 65% din cantitatea de cupru a României. Haideți cu noi! Cam așa arată drumul de la Roșia Montană spre cariera de la Roșia Poieni, un drum pietruit, dar destul de greu. Încă mai sunt case aici, mai sunt câțiva locuitori pe aceste dealuri. Ajungem imediat în localitatea Țarina, din câte am citit pe internet. Ce șleau aici! Multe șleauri! Aveți mare grijă dacă veniți pe acest drum, fiindcă nu este unul atât de bun încât să nu vă creeze probleme. În general cresc vite, cei care se mai găsesc pe aici. Nu știu, mie mi-ar fi urât să stau aici, Cosmin. Ție nu ți-ar fi urât? Ba da, siguranță. Bună ziua, bună ziua! E bun drumul ăsta spre Roșia Poieni? Mulțumim frumos, sănătate! Mama mia! Vai de biata mașina mea ce trage pe aici! Ia uitați cum arată drumul, ajungem în vârful Țurțudanului, aici la Roșia Montană. Ia uitați ce căbănuț aici, un leagăn frumos, peisaje frumoase. Drum de țară până în vară, niște nori negri amenințători. Ia uitați peisajul de aici din Apuseni. Multe gropi, drumul este neîntreținut, unul foarte rău. Virează la stânga. Uite, am ieșit într-un drum mai bun, vezi? Da, da, da. Vezi, cred că ăsta era drumul. Pe aici o să o luăm. Ia uitați ce peisaj de aici din apropiere de cariera de la Roșia Poieni. Uzina dealul Piciorului, aici probabil înainte sau chiar și acum cred că mai sunt locuite aceste blocuri de cei care lucrează la uzină. Uitați cum arată blocurile. Acesta oricum e dezafectat, celălalt pare încă să fie locuit. Parcă cineva intenționat așteaptă să paradească toate astea ca să le vândă. Aici este companie de stat.
să întrebăm la poartă. Am ajuns la baza carierei de la Roșia Poieni. Paznicul nu ne-a lăsat să intrăm aici. Încercăm deasupra, chiar acolo sus, la observator. Sunt oameni care lucrează la drum, drumul pe care trec basculantele cu minereu. Acolo, în față, acolo este cariera. Suntem pe drumul de la cariera de jos, de la Roșia Poieni spre culmea carierei de la Roșia Poieni. Am găsit acest loc de unde putem admira Roșia Montană. Ia priviți ce frumos, avem un tău acolo în vale. În sfârșit, după ce am greșit drumul, după ce am ajuns la baza carierei de la Roșia Poieni, iată că am găsit și locul, mă îndrept spre locul de unde putem observa cariera de la Roșia Poieni, deschisă în anul 1978, iar exploatarea a început în 1983. Cel mai mare zăcământ de cupru din România, estimat la circa 900.000 de tone. Ia să priviți acum. Ia uitați-vă ce avem. Cam așa arată cariera de la Roșia Poieni la o primă vedere. Fantastic. Chiar fără cuvinte, greu de văzut așa ceva. Ia priviți. Doamne, Doamne, cum arată. Și aici avem și un loc, băncuțe, unde se poate sta. Fantastică priveliște. Nu-mi vine să cred. Așa ceva mai rar. Așa ceva mai rar poți întâlni. Singurul loc din România unde poți vedea așa ceva. Sunt sute de metri săpați în acest munte. Aveți grijă, pericol de cădere în gol. Suntem chiar pe buza carierei. Se împușcă cu dinamită. M-am speriat. Efectiv s-a cutremurat. Cutremurat acest platou, acest observator. M-am speriat și m-am îndepărtat de la marginea, de la buza prăpastiei acesteia. S-a auzit foarte, foarte periculos. Cosmine, cum ai auzit? Ca un cutremur, da, chiar ca un cutremur. Deci, efectiv, s-a cutremurat tot pământul. Mi-era frică să nu o ia la vale acest loc. Cam așa arată zona de lângă cariera. Ia uitați, dealul de steril, dealul cu minereu, se înalță și mai sus, încă zeci de metri mai sus de locul unde ne aflăm. Uitați din... Ia auziți, iarăși se detonează, se sparg, se dislocă stâncile. Doar o singură detonătură de data aceasta, una mică, de mică intensitate, nu s-a mai cutremurat pământul. Ia uitați cum arată aceste roci care stau să se prăbușească aici peste noi. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. Ia uitați acest amfiteatru și excavatoarele lei aceia mecanici. Ți-e frică, mi-e frică să mă apropii de marginea aceasta. Parcă e o scenă dintr-un film. Impresionantă prin arhitectură, al amfiteatru săpat în munte pare să te tragă în jos într-un hău care nu se mai termină. De reținut că această găleată săpată în munte are mai mult de 300 de metri de adâncime. Deci dacă picăm, Doamne ferește, nu mai avem nicio șansă, sau poate să ne oprim undeva într-un șans din ăsta, Cosmine, nu? Tu ce zici? Nu scăpăm. Drumuri care însumează peste 100 de kilometri
lungime. Vedeți, sunt organizate în cercuri, cercuri care parcă se înghit unele pe altele. Mașinile acelea, buldozerele, mașinile care exploatează minereul, par niște jucării de aici de sus. Am fost și acolo, la bază, în depărtare, acolo jos, unde se vede drumul, de acolo am filmat inițial, fiindcă n-am știut să ajungem aici, ne-am pierdut pe drum, după care am venit aici sus, la buza acestei exploatări, aici unde există cel mai mare zăcământ diseminat de cupru și aur din România. Mina produce minereu din care se pot extrage aproximativ 5.000 de tone de cupru pe an, fiind exploatată de compania de stat Cuprumin. De reținut că Roșia Poen, exploatarea aceasta de suprafață din munții Apuseni, este situată la circa 90 de km vest-nord-vest de Alba Iulia și 7 km la sud de râul Areș, în comuna Lupșa. Exploatarea carierei a început în anul 1978 în zona Abrud, Musca, Buciu, a Apusenilor, producția de cupru începând în 1983. Deci de la Roșia Poen vom merge la locul unde se decantează minereul spălat de aici și unde se găsește și biserica scufundată de la Geamăna. Cam așa arată drumul de la Lupșa spre biserica scufundată de la Geamăna, a fost un sat Geamăna care a fost îngropat de steril. Drumul este destul de anevoios. Mai avem încă 4 km până la fostul sat Geamăna. Expoziție de artizanat din lemn meșterit în sticlă. Hai noroc! Biserica scufundată. Da? Da. Aici mai locuiește lumea? Păi aici este un drum, o casă, una după drum și în față. Deci nu sunteți mulți aici? Locul aici din poartă, ca firea sărată. Am înțeles. Și cu ce ajung aici oameni? Cu mașini. Da, numai drumul ăsta e? Da, mai sunt cam un drum așa, mă unii mei aproape pe partea. Și care e cel mai bun drum? Nu e mobilitate în față, te bași pe sub topoți și faci dreapta. Aha, aha. Nu faci dreapta tare, că a pus pe drumul ăla, de ajunge acolo, merge așa în sus, dreapta încolo. Am înțeles. Mulțumesc frumos, sănătate! Am ajuns și la lacul de decantare unde în trecut se găsea satul Geamăna, chiar acolo în vale. Ia uitați cum arată culoarea lacului de la sterilul. Este un verde și un miros înțepător. Sincer, nu știu cum stau oamenii ăștia aici, fiindcă sunt câteva familii care locuiesc aici. Vom încerca să mergem mai departe și spre biserica, să vedem biserica scufundată. În orice caz, peisajul este unul dezolant. Chiar acolo în vale era satul Geamăna, care aparținea de comuna Lupșa. În urma operațiunilor miniere de la Roșia Poen, satul a fost transformat un lac de decantare și acoperit cu steril, un adevărat dezastru. În anul 1977, Nicolae Ceaușescu a dispus evacuarea celor 1000 de persoane, circa 400 de familii care locuiau acolo, pentru a depozita deșeurile toxice din mine. Toată zona este una toxică. Aspăm de coborând spre lac. Aici și are gospodăria unul dintre localnicii. Hai să vedem, aici un munte de gunoi. Stai cu minte! Stai cu minte! Auzi? Nu ești la mine? Hai. Auzi, pe mine mă mușcă. Hristos a înviat. Ne salvați pe noi de câini aceștia? Auziți, căutam și noi biserica aceea. Apoi biserica
dacă un pic, și nu știu dacă un pic să mai dai de din tău. Mergem pe drumul acesta? Pe drumul ăla care... A, și pe acolo. Nu un pic mai este. Și dumneavoastră este singur aici? Nu, suntem cu bărbatul. Nu, 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 în sensul ca familie. A, familie mai sunt două, trei, patru. Nivelul lacului se ridică. Da, se ridică, serios? Da. El normal treptat se va ridica și la o, adică va ajunge și la casa aceasta, de asta. De asta. Nu, nu. Dar tot așa a plecat lumea din sate. Tot fost un sabogat, da. Ah, că erau case și mai jos acolo și case mai jos și pe voi aici, ca și orice sat. Ah, și s-a ridicat apa și oamenii au fost nevoiți, da, să dacă, plece. Dacă nu se mai vede la vârful la biserică. Da, da, da. Da, e... așa, nu mai construi nimeni. Cam atât a mai rămas din ceea ce odată se numea satul Geamăna. Locul acesta liniștit, locul acesta frumos, a fost preferat de regimul comunist să fie inundat. Uitați, un stâlp de curent. Un fost stâlp de curent electric, casa aceea deja este amenințată de ape și în curând probabil vor trebui să se mute de acolo, vor fi strămutați. Oamenii nu știu nici măcar știu ce bani vor primi pentru strămutare în condițiile în care trebuie să te muți de la locul natal. În 1978 regimul comunist a început să acționeze oamenilor, fiind promis faptul că se vor îmbogăți de pe urma mutării, adevărul fiind că i-au primit o bucată de pământ și foarte puțin bani pentru a trăi în continuare. Inițial, oamenilor li s-a promis că vor fi mutați într-un sat nou, la 7 km de aici, de Geamăna, dar în cele din urmă au primit bani puțin și terenuri la peste 100 de km de casă. Probabil de aici se dă drumul la reziduri. Ia priviți cum arată, ia priviți ce colmatate, parcă ar fi ciment. Deci cred că aici au venit și s-au înfundat țevile sau nu dau seama. De asta se scoate. Da. Uite, măr din asta așa. Da, măr din asta, da. Măr din asta se duce în lac. Dar vezi de unde vine țeava asta. Nu, țeava asta a fost, vezi că nu mai e funcțională. Probabil odată a funcționat sau nu-mi dau seama, sau parte din ea. Țeava morții. Zona în care sunt deversate deșeurile toxice, efectiv parcă pietrificată, negrită, copacii gri. Ia uitați de frișările forestiere de aici, cum arată ca după un război. În prezent, în acest loc, lacul crește între 90 și 100 de centimetri pe an. Toată apa este împărțită în trei zone. O zonă cu noroi, unde țevile degajează toate substanțele dăunătoare, o zonă cu apă turcoaz și o zonă cu apă roșie. Sterilul, amestecul rezultat în urma exploatării minei de cupru, ar fi trebuit depozitat în locuri special amenajate. Era însă prea scump și complicat, însă așa că autoritățile vremii au preferat să deverseze rezidurile direct în Valea Șesii, adică exact aici. Treptat, dintr-un simplu iaz, s-a format acest lac, un adevărat lac, format prin deversarea acestor reziduri toxice. Pământul a devenit mai arid, copacii au început să se usuce în jur. În cele din urmă, satul Geamăna a fost șters de pe fața pământului de la sterilul de la Roșia Poeni. Locuințele oamenilor, biserica și cimitirul satului Geamăna au dispărut sub aceste ape.
Singura dovadă a faptului că în această zonă a existat cândva un sat în care au locuit peste 200 de familii este o biserică. Mai exact se vede turla bisericii, căci doar atât a mai rămas din ea. Totul s-a pierdut sub milioane de metri cub de deșeuri provenite de la cariera de cupru de la Roșia Poeni. Ia uitați cum arată acest mâl. Ce culoare are. Asta vine de la spălatul minereului, nu? La vulcanii Mărăși, da. Da. Super tare. Doamne, cât e. Păi ce să mai... Nu mai e lapte ăsta, nu e altceva. Păi nu e lapte, ce să mai... Și ăsta e toxic. Toxicitate de jur împrejur. Ia priviți conducta prin care vin deșeurile toxice. Conducta care a înghițit viața de aici, de la geamăna. Aș fi lângă o fabrică de ciment, la o fabrică de ciment, așa resimt aerul de aici. Mi s-a uscat gâtul. Este un aer uscat, probabil e un praf care s-a și depus pe acești copaci. În orice caz, nu este bine ce se întâmplă aici. În locul bisericii îngropate de steril, acolo în vale, se vede în depărtare turla, o să mergem imediat. Chiar aici în deal a fost construită o biserică nouă pentru comunitatea locală de aici, cei care au mai rezistat. Ia uitați ce pădure de mesteceni. Colegul meu, Cosmin, spune că acolo unde sunt foarte mulți mesteceni se află și aur. Este posibil în această zonă, fiind aproape de Roșia Poeni, de Roșia Montana, este foarte posibil că așa să existe un zăcământ de aur. Aceasta este micuța biserică de la geamăna. Nu știu pentru câți oameni, pentru câte familii, când mai vine preotul. Ia uitați cum arată clopotul, toaca. Asta ce e din fier? Toacă. Tot o toacă? Nu e, zice altfel. La intrare. Totuși este alimentată cu curent electric, ceea ce e bine. Un cimitir. Ia zic Cosmine, ce e pe acolo? Ai găsit ceva aur? Da, pe cei care au murit din zonă, probabil. Unde se mai ducă? Ia uitați în stânga imaginile apocaliptice ale lacului de steril. Cu greu am găsit drumul, am băgat biserica scufundată de la geamăna și Waze-ul ne-a dus undeva la 2 km în aval, la 2 km depărtare de locul unde într-adevăr puteți să vedeți turla bisericii îngropate. Acum ne îndreptăm spre fosta biserică de la geamăna. Plutește în aer ceva înțepător. Și iată în partea dreaptă turla bisericii de la geamăna. Uitați cât a mai rămas din biserică. Doar o mică porțiune din turlă. Altă dată se vedea mai mult. Drumul acesta, care odată mergea spre vatra satului, acum s-a
a fost acaparat de sterilul venit de la Roșia Poieni. Ia uitați! Apa toxică. Credința încă rezistă aici, la geamănă.